manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Se prezintă onorul oficialităților publice locale și comandamentului garnizoanei romane. Stimați invitați, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României, desfășurăm ceremonialul militar religios închinat acestei sărbători în an de centenar. Ca semn al unității, imnul de stat al României va fi interpretat de tineri romașcani aparținând tuturor etniilor. Ei vor fi acompaniați la pian de Ștefan Buzdugan.
Detașament. Detașament pe loc. Se oficiază ceremonialul religios. Drept serviciului. Binecuvintează Părinte, slavă Sfinte și cere de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna acum și pururea și-n vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim,
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească cu milostivire Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic această mulțumire și rugăciunea noastră a nevrednicilor robilor săi, pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile primite de la dânsul, ci să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor să-i robi și buna cererea credincioșilor să-i întotdeauna să o primească și să-i îndrepteze spre bine și ca un milostiv pururea să ne dăruiască bisericii sale nouă și întregului său popor binecredincios, pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică, țara aceasta și pe noi toți de tot necazul, primejdia, mânia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Ia, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea au făcut sfat farisei ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la El pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Despune nouă ce ți se pare ție, trebuie să dăm dajdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, i-a răspuns: Ce mă ispițiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei au adus un dinar. El i-a întrebat: al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, a răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind de acestea,
s-au mirat, lăsându-l și s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeu în îndurările și-a toată milostivirea, a care milă este nemăsurată și mire de oameni adânc neajunsă, Tata slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile pe care le-ai revărsat asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim și rugăm cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, că precum ai binevoit a primit rugăciunea robilor tăi, și cu milostivire ei învrednici tale să ne plini cererile, așa și de acum înainte învrednicește a spori în dreaptă credință. În dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, dobândind ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește de toată rea întâmplare și dăruiește lor pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește poarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii noștri sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care le-a dat sfinților săi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume să propovăduiască. Insuflă oștașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu și către aproapele și către țară. Și pe noi pe toți nevrednicește să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă în lagre și în închisori. Pentru apărarea patriei noastre și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit, cu milă și rugăciunea părinților noștri care chemau în ajutor îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne vrednicește pe noi pe toți ca totdeauna mulțumire să-Ți aducem, cele prea bune să grăim și să-Ți cântăm Ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfârmi războaiele cu brațul Tău cel înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin patima Ta cea de bună voie a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruință și după cruce înviere. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în cetele aleșilor Tăi sufletele celor ce prin credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroi. Sufletele acestora, ca un nor de martori ce stau înainte și locuiesc în locurile unde odihnesc osemintele lor, păzește hotarele pământului patriei noastre, iar cinstitul lor sânge a dat vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta, desleagă și le iartă lor orice au greșit cu fapta, cu vorba sau cu gândul, ca și cum, precum pe pământ au fost ocotiți în cetele celor aleși, așa și încerc să-i numere în oastea Sfinților Tăi mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu Sfinții, ca acești viteji ostași, purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepturile judecători, dăruiește-le în chip minunat cu luna dreptății. Iar nouă celor ce, datorită lor, trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule. Pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind în făpturile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia lor. Caută, Doamne, în cer, de pe turnul slavei Tale și pe de scaunul împărăției Tale și pentru jertfa înaintașilor noștri, binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi, pe armata țării, dăruiește de biruință asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace.
că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părintele binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților și întotdeauna apostoli, cu ale Sfinților Preacuvioșii și Dumnezeu Purtător, Părinții noștri, cu ale Sfinților și Dreptelor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. În continuare, Părintele Consilier Valentin Băltoi va transmite mesajul înalt preasfințitului Părinte Ioachim. Detașament acoperiți! Stimate autorități centrale și locale, de pauz. Bravi ostași, preacuceni și preacuvioși părinți, dragi români, actul Marii Uniri, împlinit la 1 decembrie 1918, și a câștigat un loc bine definit între actele fundamentale care au contribuit la desăvârșirea realizării identității naționale și spirituale a acestui neam și care au marcat istoria noastră, creionând în timp ideea de Românie modernă, așezând-o între statele independente ale Europei. Toate evenimentele comemorative împlinite în acest an centenar, în diferite locuri din țară sau din diaspora, au darul de a întinde un arc peste timp, aducând în actualitate jertfa nemuritoare a eroilor care ne-au lăsat moștenire o țară demnă și au scris istoria suveranității naționale, câștigând libertatea neamului românesc. Iubiți români, la împlinirea a 100 de ani de la prima conflagrație mondială și de la realizarea Marii Uniri, avem datoria nu doar de a comemora faptele nemuritoare ale străbunilor noștri, ci și de a lupta pentru păstrarea patrimoniului material și spiritual lăsat moștenire de ei, de a le arăta că faptele noastre de astăzi sunt întruchiparea idealurilor pentru care ei s-au jertfit. Să nu trecem în uitare istoria acestei țări și faptele uimitoare pe care bravii ostași români, căzuți la datorie cu arma în mâini și gândul la Dumnezeu, le-au așezat la edificiul României mari. Să nu uităm faptele celor care au dat sens și geniu acestei națiuni și care, sacrificând totul, au luptat pentru un ideal și ne-au lăsat moștenire o Românie unită. Un român autentic își asumă istoria neamului său și gândește cu recunoștință la cei care au făurit-o. Să luptăm pentru construirea unei Românii unite, care își ocrotește cetățenii și reflectă în tot ceea ce împlinește dorința celor care au ctitorit națiunea din care astăzi facem cu toții parte. Să nu ne dezicem de ceea ce suntem, să ne iubim țara și să aducem contribuția la împlinirea și conservarea idealurilor pentru care au luptat martirii și eroii acestui neam, a căror fapte au scris istoria României mari. Hristos Domnul să primească rugăciunea pe care astăzi am înălțat-o la 1 decembrie 2018, și să ocrotească România și pe români, păstrându-i în unitate de neam și de credință. La mulți ani români, la mulți ani România centenară! Avem onoarea de a-l avea invitat pe primarul orașului Ștefan Vodă din Republica Moldova, domnul Gheorghe Angel. Invităm delegația din Ștefan Vodă, oraș înfrățit cu Romanul din 2013, să ne transmită mesajul fraților noștri de peste Prut. Thank you.
mulțumim mult, stimate domnule primar Lucian Micu. Avem emoții deosebite cu același cântec. Am întâlnit și noi delegația din municipiul Roman la 28 mai, când am sărbătorit hramul orașului Ștefan Vodă. Anul acesta, cu o semnificație deosebită pentru români, noi, locuitorii orașului Ștefan Vodă, în special primăria, am semnat la 28 mai un acord de înfrățire cu orașul Copșa Mică, județul Sibiu. Și acum, astăzi, la 1 decembrie, în localul primăriei municipiului Roman, am semnat înțelegerea de cooperare între municipiul Roman și orașul Ștefan Vodă. Cu toate că oficial înfrățirea am început-o din 2013 la inițiativa domnului deputat Leureanu, pe atunci primar al municipiului Roman, astăzi ne-am documentat oficial și vreau să vă zic că această semnare a acordului respectiv pentru noi are o semnificație deosebită. Având în vedere că a avut loc semnarea în orașul întemeiat de Roman I Mușat, care a pus și temelia dinastiei mușatinilor și Ștefan cel Mare făcând parte din aceeași dinastie. Noi suntem deosebiți de emoționați și ne simțim responsabili ca locuitorii localităților noastre să fie uniți odată și pentru totdeauna. Noi știm că suntem frați, dar de acum încolo avem și obligația să ne vizităm reciproc, să fim împreună la bine și la greu. Centenarul este odată la 100 de ani. Noi, cu dumneavoastră, avem fericită ocazie să serbăm acest centenar. Tare am vrea să serbăm și următorul centenar. Nu zic că numai decât în aceleași funcții, nu în calitate de primar, dar cel puțin să venim aici și dumneavoastră să veniți la noi. Trăiască România! La mulți ani, români! Urmează alocuțiunile cu ocazia Zilei Naționale a României. Are cuvântul domnul deputat Mugur Cosmanciuc. Domnule primar Lucian Micu, domnilor deputați, stimate oficialități locale, centrale, doamnelor și domnilor consilieri locali, consilieri județeni, preacucernici și preacuvioși părinți, domnule comandant, dragi români și dragi romașcani, ascultam discursul precedent și nu pot să spun că încărcătura acestei zile n-a fost completată de încărcătura discursului. Emoțiile care cred că guvernează mintea și sufletul fiecăruia dintre noi sunt cu atât mai mult și cu atât mai mari astăzi, când sărbătorim centenarul Marii Uniri. Vreau înainte de toate să mulțumesc bunului Dumnezeu și domnului primar că sunt astăzi în fața dumneavoastră în calitate de deputat în Parlamentul României și al dumneavoastră. Și spun aici acest lucru și mi-aduc aminte că în 2015 la fel am venit aici în fața dumneavoastră, invitat pe atunci de domnul primar Laurențiu Leureanu și vorbeam atunci și acum despre un lucru care cred că trebuie să-l aibă această națiune. Unitatea adevărată în spirit și în gândire. Și în 2015 am spus și o repet acum, sărbătorim centenarul Marii Uniri și trebuie să ne lege un lucru cu adevărat. În afară de gândire, cred că trebuie să avem o Românie cu adevărat unită. Și atunci am spus despre un proiect pe care noi, Partidul Național Liberal, și nu doar noi, ne-l dorim, cred că toată națiunea, și anume Autostrada Unirii. Și astăzi sunt mândru și bucuros că în Parlamentul României, indiferent de culoare politică, această lege a fost votată. Am dorința și bucuria să vreau să fie anul viitor și început construcția acestui proiect, construcția autostrăzii. Nu este ușor,
și nu este simplu. Dar noi, care suntem în fața dumneavoastră, vom face ceea ce se poate și ceea ce ne permite cadrul legislativ pentru ca acest guvern să implementeze acest proiect. Doamnelor și domnilor, dacă astăzi este 1 decembrie 2018 și sărbătorim centenarul Marii Uniri, trebuie să recunoaștem că în acești 100 de ani nu a fost ușor pentru această țară și pentru această națiune. Și nu a fost ușor nici în 1918, când s-a făurit Unirea. Dar niște oameni politici atunci, indiferent de culoare, indiferent de gândire politică, și-au dorit să avem o națiune unită în granițe, o națiune unită în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă atunci s-a putut, cred că se va putea și de acum încolo. Și spunea la un moment dat cineva, grea a fost unirea, dar mai grea a fost lupta să o păstrăm. Cred că provocările pe care le avem în aceste zile nu sunt mici și cred că trebuie să le privim cu răspundere și cu responsabilitate. Mă aflu astăzi aici, într-o zonă frumoasă, unde cred că toleranța, pot să spun că este la ea acasă. Pentru că aici, în Roman, conviețuiesc în liniște și în pace români, indiferent de sorginta națională. Acest lucru cred că trebuie să ne guverneze și în pașii viitor. Și cred că trebuie să avem în minte un singur deziderat. Că națiunea română, indiferent de zona în care se află, este o națiune puternică și nu trebuie să fie puternică doar în anumite momente ale istoriei, ci în fiecare zi. Îmi doresc ca această națiune să fie respectată în Europa și în lume. Suntem membri ai Uniunii Europene și milităm să rămânem în această direcție într-un exercițiu democratic. Democrația pe care am câștigat-o în 1989 cu jertfă trebuie să o păstrăm și să o continuăm. De aceea astăzi, în zi de sărbătoare, nu pot să spun decât că sunt fericit și mândru că sunt în mijlocul dumneavoastră, că am avut în mijlocul nostru cetățeni, frați de-ai noștri din Republica Moldova, din orașul Ștefan cel Mare, și mi-aș dori, după cum spunea domnul primar, poate, nu știu dacă 100 de ani, să-l trăim împreună, dar să vorbească în următoarea 100 de ani despre națiunea română, așa cum vorbim noi despre înaintașii noștri. La mulți ani România, la mulți ani județul Neamț, la mulți ani Romașcani, la mulți ani națiune română. Doamne ajută! Are cuvântul domnul senator Dan Manoliu. Preacucernici părinți, domnilor primari din Roman și Ștefan Vodă, autorități locale, autorități centrale, dragi români, dragi nemțeni, dragi romașcani. Încep simplu, la mulți ani, de 100 de ori la mulți ani, pentru fiecare an trăit de români împreună, în același stat, sub același cer și în același suflu creștin. Unitatea noastră a dănuit peste veacuri, dar acum 100 de ani ne-am adunat în interiorul acelui stat, fără granițe, fără stăpâni, în același simțământ cu strămoșii și înaintașii noștri care au luptat și au dat viața pentru acest ideal al oricărui român, oriunde ar fi. La 1 decembrie 1918, românii au venit la Alba Iulia din toate regiunile acestui pământ românesc, tocmai pentru a rămâne și a trăi așa în pace și credință. Din păcate, mulți și-au dorit și își mai doresc încă acest pământ al nostru. Mulți au venit și pe la noi și au cerut pământ și apă, iar istoria nu a fost mereu de partea noastră. Nu putem uita și nu o vom face niciodată că trupul țării noastre a fost rupt odată. Sora Basarabie și sora Bucovină, rămânând încă separate de patria mamă. Nu trebuie să uităm că milioane de români care trăiesc în aceste regiuni și cărora le mulțumim pentru curajul și rezistența de care au dat dovadă, unii dintre ei suferind chiar și astăzi. Iubiții noștri frați, vă așteptăm mereu acasă,
sub același acoperământ creștin și în aceleași granițe ale vremii Marii Uniri. Politica noastră externă trebuie să îndrepte spre întreaga suflare românească de oriunde și oriunde s-ar auzi un glas și o inimă română. România este acum diferită față de cea de acum 100 de ani, iar bucuriile și problemele noastre sunt altele, însă tot românește le vom duce și trăi pe toate. România este astăzi un stat european puternic, membru NATO și reprezintă una din piețele de capitale emergente ale Uniunii Europene. Economia noastră este una solidă, iar românii au ajuns să fie respectați și ocupă posturi importante în firme, companii și instituții europene sau internaționale de mare importanță. Mă mândresc și mă simt bine de fiecare dată când ies în afară și mă întâlnesc cu organizațiile de români de acolo, pentru că toți sunt oameni cinstiți, muncitori și care au avut curajul să-și facă o viață departe de casă. Milioanelor de români care au plecat și muncesc acum în țări de pe tot cuprinsul globului, vă spun că vă prețuim, vă respectăm și oricând veți hotărâ, noi vă așteptăm în casă, acasă, în România noastră a tuturor. Atât în 1918, cât și în 2018 și probabil în 2118, a fost, este și va fi vorba de un singur lucru. Unitate, unitate, unitate. Unitate între noi românii, unitate în fața străinilor și unitate în fața pericolelor aduse de fiecare perioadă tumultoasă prin care Europa și societatea noastră trec împreună. O Românie unită va fi o Românie puternică, iar o Românie puternică este și va fi o Românie mare, așa cum au făurit-o înaintașii noștri acum 100 de ani. La mulți ani, România! La mulți ani, români! La mulți ani, Romașcani! Are cuvântul domnul deputat Alexandru Rotaru. Domnule primar Lucian Micu, domnule primar al orașului Ștefan Vodă, onorată asistență, stimați romașcani, vă vorbesc din inimă, cum sigur fiecare român o face. Îmi iubesc țara, iubesc România pentru toate darurile ei. Faptul că ne-am născut aici nu a fost o alegere, a fost destinul, dar faptul că am ales să trăiesc aici și să împărtășesc simțirea și tradițiile acestui popor a fost alegerea mea. Caut, ca și dumneavoastră, în fiecare an, argumente noi și fapte deosebite pentru a marca această sărbătoare, Ziua Națională a României. Este o zi sfântă, ziua în care aducem omagiul celor care au avut un crez și au luptat pentru îndeplinirea lui, reîntregirea țării și recunoașterea neamului național român unit. Ne închinăm în fața celor care au ținut aprinsă flacăra credinței și au apărat dulcea limbă românească. Cu dragoste și din dragoste de neam și țară au învins toate barierele. Actul unirii, al reîntregirii, a fost semnat de prea mulți români cu prețul vieții, cu sânge. Dăruirea și sacrificiul înaintașilor de vrednică cinste stau la temelia statului român modern. Țelul înalt al titorilor României moderne a fost acela de a ne lăsa moștenire, o țară întreagă și un popor unit. Ne-au însuflat bucuria și mândria de a fi români. Dragi romașcani, aceste cuvinte de aur simbolizează idealul Marii Unit, Marii Uniri, și au o greutate reală. Suntem un popor binecuvântat. Avem o țară frumoasă și bogată. Suntem datori pentru această moștenire cu iubire și cu recunoștință. Mai trebuie să sfințim prin muncă aceste daruri. Trebuie să fim solidari, toleranți și cu bună credință în tot ceea ce facem
și spunem mai departe copiilor noștri. Aduc omagiul și recunoștință, admirația mea tuturor înaintașilor, pentru bunicii și străbunicii care au pus soarta țării mai presus de viața lor. Am primit ca moștenire nu doar țara și comorile ei, mai ales valorile morale, bogăția spirituală și culturală. Idealurile lor înalte ne-au fost lăsate moștenire și pot fi continuate și îndeplinite doar prin muncă serioasă și responsabilă. Nimic nu se poate construi și nimic nu poate dăinui fără iubire. România are nevoie de iubire. 1 decembrie este ziua în care împărtășim mândria de a fi primit o astfel de comoară, de a îndrăzni, de a dovedi că merităm să o ducem mai departe. Eu sunt mândru că sunt român și sunt mândru că trăiesc în România. O Românie pe care nu trebuie să o privim doar la raporta la prezent. Trăim în România lui Ștefan cel Mare, a lui Mihai Viteazul, a lui Brâncuș, a lui Brâncoveanu, a lui Cuza, a regelui Ferdinand, a oamenilor politici care pentru Marea Unire și România modernă au fost scopul vieții. România este a milioanelor de români de acasă și de pretutindeni care muncesc și visează la mai binele țării. Ziua Națională a României este o zi dedicată comemorării, respectului și amintirii veșnice față de jertfa înaintașilor noștri, cei care ne-au unit sub un singur drapel. 1 decembrie, după 100 de ani de la Marea Unire, este ziua reconcilierii, a uniunii de idei și fapte, a toleranței și a solidarității. Dacă ne iubim și ne respectăm țara, vom reuși să ne iubim și să ne respectăm pe noi înșine. Vă doresc, dragi romașcani, ceea ce încerc și eu în fiecare zi, un pas în plus spre mai binele de mâine. Mai binele României va fi mai binele fiecărui român. La mulți ani, dragi romașcani, la mulți ani, dragi români! Are cuvântul domnul deputat Laurențiu Dan Leureanu. Preacuvioase Părinte Arhimandrit, vicar al Episcopiei Romanului și Bacăului, preacucernice Părinte Portocop, preacuvioși și preacucernici părinți, domnilor primari, domnilor parlamentari, domnilor ofițeri, subofițeri, maestri militari, dragi ostași, dragi elevi, stimați profesori, dragi prieteni, sărbătorim împreună 1 decembrie, Ziua Națională, centenarul Marei Uniri. Și dacă nicio persoană astăzi n-ar fi vorbit despre Ziua Națională, despre Unire, glasul țării s-ar fi auzit. Vorbea piatra, vorbea muntele și râul, vorbeau cetățile și bisericile, vorbea acest pământ sfințit de aghiazma preoților amestecată cu sângele eroilor și cu lacrimile românilor. Toate ar fi vorbit despre ceea ce s-a întâmplat la 1 decembrie 1918. Salutăm manifestările de la București, unde vor fi prezenți reprezentanții instituțiilor de la cel mai înalt nivel. Țara românească este reprezentată acolo. Salutăm manifestările de la Alba Iulia, unde de asemenea vor fi reprezentanții statului prezenți și Ardealul este reprezentat în centrul lui, în Alba Iulia. M-am gândit atunci că trebuie să fiu prezent aici, la Roman, în centrul Moldovei, împreună cu moldovenii și cu romașcanii mei. Zi națională și în Ardeal, și în țara românească, dar și în Moldova. Avem în spate un secol de istorie, cu martiri, dar și cu călăi, cu fapte de eroism, dar și cu trădări, cu vizionari, dar și cu sabotori. Cu toate acestea, fibra națională, sângele adevărat românesc,
a dăinuit și ca un fuior s-a împletit în faptele de eroism, în a ne ridica și a săvârși momentul de vitalitate. Momente de eroism au fost mereu de-a lungul istoriei noastre, în regiuni, prin oameni reprezentativi, dar acesta, 1 decembrie, este momentul de vitalitate a națiunii noastre, început, desăvârșit și menținut. Aici avem reflecțiile trecutului în proiecția viitorului. Aici avem clădirea României moderne. În 1916, România era sfârșiată. Cu un guvern în refugiu la Iași, capitala de război, cu oameni plângând, cu văduve, copii rămași orfani. Dar și atunci națiunea s-a ridicat. Dar și atunci națiunea nu s-a lăsat călcată în picioare și a adunat ultimele resurse și a adunat bucățile sfârșiate și a clădit România mare. În 1918, mari bărbați de stat, Maniu, Brăteanu, s-au întrebat: ce fac oamenii din generația noastră pentru țara noastră? Au gândit, au muncit, au luptat și au făcut România dodoloață. Și în ultimele decenii, România s-a ridicat. Este un factor de stabilitate, este parte a Alianței Nord-Atlantice, este parte a Uniunii Europene. România merge pe drumul dezvoltării. Dar România se vrea unită din nou, acum, în an centenar. România este parte a Uniunii Europene. Dar Moldova? Avem regiunile despărțite de discrepanțe economice, investiționale, de infrastructură. Moldova vrea și ea să fie parte a României dezvoltate. România vrea și ea să fie parte a Uniunii Europene, nu prin documente, nu geografic, nu fizic, ci prin nivelul de trai, și prin spirit, și prin geografie, dar și prin economie. Strămoșii noștri au unit principatele în geografia fizică, în tradiții, obicei și simțiri. Dar Moldova vrea să fie unită economic. Moldova vrea să se dezvolte. Astăzi, în an centenar, Moldova vrea o gură de oxigen, de prea multe ori uitată, de prea multe ori părăsită, de prea multe ori folosită. Moldova vrea și ea să fie europeană. Și pentru aceasta, Europa trebuie să deschidă poarta către Moldova. România trebuie să deschidă poarta către Moldova. Moldova vrea ieșire către Ardeal. Moldova vrea ieșire către Europa. Ne trebuie autostrada Unirii. Ne trebuie România întreagă, așa cum moldovenii au slujit România. Și România trebuie să se întoarcă cu fața către Moldova. Oare România de astăzi este România așa cum au gândit-o strămoșii noștri acum 100 de ani? Oare facem parte astăzi din viziunea strămoșilor noștri de la 1 decembrie 1918? Oare noi, generația actuală, am făcut destul pentru România? Oare ne ridicăm la nivelul generației Marii Uniri? Răspunsul este sigur nu. Ei au luptat, ei au murit și au înviat. Noi astăzi trebuie să desăvârșim, să fim mai dârși și mai tenaci, să fim mai implicați și mai activi. Iar eu îmi propun să fac tot ce pot pentru orașul meu roman, pentru Moldova mea și pentru țara mea. Și vă invit să fiți parte a acestei echipe care se bate pentru Moldova. O Moldova europeană, o Moldova unită cu toate provinciile sale.
Dumnezeu să binecuvinteze Romanul pe Romașcani, Moldova și România. La mulți ani, români, la mulți ani, Romașcani, la mulți ani, România dragă! Îl invităm acum pe primarul municipiului Roman, domnul Lucian Ovidiu Micu, să ne adreseze mesajul său cu prilejul Zilei Naționale a României. La mulți ani, România! La mulți ani, Roman! Dragi români, dragi romașcani, dragi frați de peste Prut, vă doresc tuturor tot binele din lume. Romanul este despre oameni, oamenii care au trăit aici, noi care trăim acum aici și oamenii care vor veni după noi să trăiască aici. Cea mai mare provocare este să găsim lucrurile care ne unesc și să le promovăm. Vă invit în cele ce urmează să ascultăm împreună vocea unită a romanului. Pentru că aici merg eu la grădiniță, aici este mama, aici sunt prietenii mei, aici e familia mea și iubesc romanul. Sunt Gheorghe Bârloveanu, major de rezervă, președintele ANVR, filiala Roman. Sunt cetățean a orașului Roman din 1969. Copiii mei au învățat liceul Roman Bodă și sunt mândru pentru că sunt cetățean a orașului Roman. Orașul Roman mi se pare foarte activ, plin de tineri care vor să facă chestii faine, plin de oameni cu inițiativă și o să-l urci undeva acolo sus prin podium al orașelor mari din toată lumea. Eu noi ar trebui să iubim Roman, noi ar trebui să ne iubim pe noi ca romașcani, unii pe alții. Părintele Lucian Mihai Bobârnac, sunt președintele al Fundației Umanitare Pacea, de aici din Roman. Văd o schimbare în bine, în special eu mă refer pe activitatea socială, pentru că cu asta mă ocup și văd eu dorința oamenilor de a fi mai darnici, de a fi mai sociali, de a fi mai inclusivi. Practic asta este o evoluție, după părerea mea, a orașului Roman, a societății și a tinerilor din orașul Roman. Sunt Cristia Cristina, am 55 de ani. Sunt asistat social, dar cu toate că sunt asistat social, îmi duc la îndeplinire obligațiile pe care le am, muncind două zile pe lună. Ce aș putea să spun despre orașul Roman? Orașul Roman, dacă stați bine să vă gândiți, este o bucățică din România. Român plus IA, care este portul național al nostru, deci Roman, România. Sculptura a devenit o pasiune pentru mine, pentru că eu am obiecte, foarte multe obiecte strânse de ani de zile, scris pe 100 de ani și eu țin la tradiție și tot așa, noi vrem să dușim o tradiție. Eu ce vedeți aici, câteodată nu mă îndur să vând lucrări, parcă nu te îndur când vezi că faci câte un lucru, dar ești nevoit ca să trăiești o expoziție. Mi-aș dori ca să ne dezvoltăm, să dușim mai bine, îmi doresc la toți bucurii. Să fie un an mai bun. Profesez meseria asta tot într acest oraș de 53 de ani. Deci aici am îmbătrânit în Roman. Nu pot spune că alte legături mai plăcute și mai frumoase decât romanul. Te-s mândru că sunt un romașcan. Sunt Zoltiane din Roman. Și asta stat dintotdeauna. Pentru că iubesc tricolor românesc. Ros, galben, albastru. Ros e vărsarea sângelor, albastru e cerul. Și galbenul se recoltă, grâu, să fim mai uniți, mai curați, tot timpul. Mă numesc Trețeanu Toma Tudor și sunt iubitor al orașului Roman. Căutând fotografii vechi, amintiri de la romașcani mai vechi, am creat o pagină, poze de suflet pentru romașcani. Am prieteni pe internet din Israel, care au părăsit romanul în anii 60. Își amintesc cu plăcere orice din roman, cu regretul că au plecat, că au fost nevoiți să plece cu părinții lor, atunci ei fiind mici, și a revenit oricând la roman. Dar vârsta nu le mai permite, multora dintre ei. Salutul meu pentru romașcani
e să fii mai îndrăzneți, mai incisiv și să gândească pozitiv asupra viitorului roman. Eu sunt rămâncuță mândră de țara în care m-am născut și în care cresc ca o floare. E țara visurilor mele, e iadă meu copilării mele dragi, pe care eu trăiesc alături de părinți, bunici, colegi, prieteni. La mulți ani României de poveste, acum, la ceas de sărbătoare. Te prezentat arm. Depune coroană garnizoana romană.
se depune coroană din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și Protopopiatului Roman. Urmează depilarea efectivelor și tehnicii militare aparținând structurilor Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne din Garnizoana Română.
un tur tractat destinat dimicirii tancurilor, mașinilor de luptă și transportoarelor. Greu și agabaritic. Ceremonialul militar și religios organizat cu prilejul Zilei Naționale s-a încheiat. În continuare, toți ceilalți participanți pot depune coroane sau gerbe de flori. Primăria Municipiului Roman și Consiliul Local Roman vă invită la corturile amenajate în fața primăriei pentru a servi din preparatele naționale. Mulțumim pentru participare. La mulți ani, România!